Frica de a ce? Se tratează? Da, este cel mai ușor de tratat afecțiune. Afecțiune, da? De obicei se tratează la prima ședință, fiindcă ce cred oamenii că sunt acele și ce sunt acele de fapt, acele de acupunctură, de obicei nu au nicio treabă. Fiindcă oamenii, evident, se gândesc la ace, care a fost experiența lor cu acele. Ace de seringă, ace de diverse puncții, Doamne ferește, deci ace care au o anumită grosime. Acele de acupunctură, spre deosebire de cele de seringă, nu au nevoie să aibă un gol interior, că nu trebuie să circule o substanță pe acolo și atunci pot fi extrem de subțiri. Vorbim de grosimea similară cu a unui fir de păr. Sunt foarte multe cazuri în care pacienți care vin cu teamă de ace, în momentul în care primesc primul ac, nici nu au realizat că acul a intrat în piele. Deci, la modul acesta. Da? Oamenii de obicei nu au termen de comparație. De aia, de obicei, frica de ace se vindecă la prima ședință, fiindcă oamenii își dau seama că nu are nicio legătură cu ce și-au imaginat ei.